Cu nedorenii, ca toți românii, de altfel au dovedit că au inimă mare. Imediat după izbucnirea nedoritului conflict armat de la graniță, cu nedorenii, persoane fizice sau juridice au sărit în ajutorul vecinilor din Ucraina. Astfel, unitățile administrativ-teritoriale au transmis numărul locurilor de cazare publice și private disponibile, încât să vină în sprijinul refugiaților din Ucraina, dacă vor fi solicitări. În ceea ce privește numărul locurilor de cazare disponibile aflate în administrarea autorităților publice locale, acestea se apropie de 2000. Suntem într-un moment în care trebuie să fim aproape de cetățenii ucraineni, de refugiații și de familiile dumnealor care doresc să vină peste graniță și să le dăm o mână de ajutor. Fapt pentru care am demarat o acțiune la nivelul Comitetului Județean de Situație de Urgență, unde am rugat coordonatorii comitetelor locale de situație de urgență, și anume primarii din fiecare unitate administrativ-teritorială, să identifice toate spațiile posibile de cazare pentru refugiați. În urma centralizării de azi dimineață am identificat peste 1500 de locuri de cazare disponibile la nivelul întregului județ Hunedoara. De asemenea, în județul Hunedoara, prin intermediul instituțiilor publice sau private, s-au strâns numeroase colete cu haine, mâncare, pături și alte obiecte de strictă necesitate, care au ajuns deja la graniță. Paginile de socializare sunt pline de anunțuri pentru donații, iar primăriile organizează și ele astfel de gesturi umanitare. De asemenea, donații se mai pot face și la sediile din județ ale Crucii Roșii, zilnic, între orele 10 și 18.